echipă. Da, suntem din, nu din nou, în sfârșit suntem în direct la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Ne merge bine, ne merge bine din punctul ăsta de vedere. La fotbal victorie în deplasare, la handbal victorie în deplasare, că de, am jucat la Botoșani. N-am prea înțeles foarte clar care au fost problemele acolo la sala polivalentă Elisabeta Lipă. De ce și cum? Pentru că publicul sucevean, fie vorba între noi, la cum îl știu eu, nici într-un caz nu derapează, nu deraiază de la normele fair play. Da, eu sper să fie câteva lucruri lămuritoare și mai încolo. Pentru că altfel cred că vom escalada și nu va fi cât se poate deloc bine pe viitor. Dar haideți să așteptăm să vedem cât mai multe la momentul respectiv. Astăzi, deși n-a pornit cu dreptul, dar este momentul să dăm cezarului ce al cezarului, și când spun lucrul ăsta mă gândesc în primul și în primul rând la rugby, un sport care întotdeauna a reușit să aducă multă bucurie pentru iubitorii sportului din județul nostru și care, bineînțeles, este reprezentat în această emisiune astăzi de profesorul Constantin Vlad. Bună seara, bine ați venit alături de noi. Bună seara noastră și celor care urmăresc emisiunea la această. Păi, numai câte telefoane ați dat dumneavoastră, că sunteți în emisiune și deja sunt foarte mulți care ne urmăresc. Domnul profesor, în primul și în primul rând, haideți să spunem așa, că e văduvit dintr-o anumită perspectivă rugby-ul sucevean, rugby-ul cred că în general, din cauza tuturor convulsiilor astea care au fost. Mi-aduc aminte acum un an, doi, deci nu mai țin minte exact cât, nu s-a jucat o jumătate de an, că jucăm pe an calendaristic. S-a făcut întoarsa. Iar jucăm pe an competițional, cum e normal. Începe în toamnă și se termină în vara, înspre vara anului următor. Acum iar, deci v-ați întors pe varianta asta. Dar textual v-am auzit. Și nu că v-am auzit, un lucru cât se poate e clar. Din aprilie până acum, că putem spune că e octombrie, că ați jucat... Da, pe 2 octombrie. Pe 2 octombrie, da. Din aprilie până în octombrie, echipa de rugby, în 15, da, echipa normală de rugby, nu a avut niciun match în sezon regulat. Da. Deci e văduvit inclusiv prin această așezare, ca să-i spunem, parcă ați fi hockey, știți? Da, nu știu care a fost logica, și dar nouă nu ne-a prea prins bine așa cu pauza asta destul de mare. Dar noi încercăm să ne adaptăm la orice variantă. Bun, asta știu că dumneavoastră, toți cei implicați până la urmă găsiți o soluție. Umplut golul ăsta cu turnee de rugby în 7 în cadrul Diviziei Naționale de Seniori. Noi nu ne-am înscris pentru că în perioada asta și din punct de vedere financiar nu am fi putut să ne prezentăm. Sau și în perioada asta mulți sportivi care erau implicați în examenele de bacalaureat și admitere la facultăți. Sunt studenți în sesiune. Da. Și nu aș fi putut să mă prezint. Deci ne puteam înscrie, dar nu aveam cu cine să ne prezentăm. Să fiu competitiv. Bine, m-aș fi dus, dar nu cu jucători specializați pentru sportul ăsta. Da. Pentru că marea majoritate din cei care erau implicați în examene și sunt tineri. Și la rugby în 7 trebuie să ai jucători cu viteză, cu îndemânare, cu rezistență, cu așa. Oricum, fie vorba între noi, rugby-ul a fost, este și va rămâne un sport complex, un sport care până la urmă necesită și foarte multă pregătire și foarte multă dăruire și asta, îndrăznesc eu să spun, ar merita și un pic mai mulți bani, dar haideți să nu să nu intrăm de la bun început pe banda asta. Așadar, din aprilie până acum, da. E o perioadă destul de lungă. Sigur, noi am început pregătirile în 1 august,
Toată perioada de pregătire s-a desfășurat la Suceava. N-am făcut decât antrenamente aici și la Gura Humorului. Și meciuri tot cu juniorii de la CSS Gura Humorului și, bineînțeles, între noi. Jocuri, școală, jocuri cu caracter, cu diverse teme. Da, și până la urmă ați reușit, pentru că, din ce am înțeles, dacă nu avem cu cine să jucăm, găsim aici în județ, da. ne mai facem un club, mai... Da. Ce am reușit e că avem continuitate. Când mă uit și văd numai la fotbal, pentru că au dispărut atâtea echipe sau sunt prin Liga a 4-a, mă refer la Petrolul, Rapid, Universitatea Cluj, Oțelul, Ceahlău, Bistrița. Faptul că noi încă mai rezistăm ca echipă, unde efectivul e destul de mare la noi, zic că e și asta este și asta. E o performanță. O performanță. Da. Nu e ușor să... Sportul de echipă necesită cheltuieli mari, un efectiv destul de mare și... Bun, acum da. Știți cum lucru bun care e la rugby e că în permanență de la LPS, de la Gura Humorului, de prin județ, de la CSM Suceava în primul rând, vin copiii din spate și așa reușim să, da, să, avem, să avem echipă noi de senior. Noi, de fapt, eu de când sunt antrenor, din 1990, nu am dat niciun leu pentru transfer de jucători. Am căutat să ne ridicăm prin forțe proprii de aici, cu jucători din zonă. Bine, au mai venit și din altă parte, dar fără ca să investim prea mult și am reușit să ajungem până în zilele de astăzi. Da, bun. Și mai ales acum că am pătruns în mediul rural, dar poate că aveți... Am început să descoperim acolo pe la sate și, bineînțeles, cu susținerea primăriilor din localitățile respective și a școlilor, unde ne se permite, bineînțeles, cu acordul inspectoratului școlar, ne se permite accesul la selecție. Am organizat turnee cu diverse denumiri și foarte mulți jucători din localitățile respective care au fost componența ai clubului CSM Suceava. Sau care sunt profesori acum. Sau care știu că sunt profesori, cazuri, cum da. E cazul lui Prorociuc de la da. Udești. Acum, mai deci, acolo chiar se dezvoltă o chestie, da, din da, câte da. Știu, extraordinar de frumoasă. Da, la Ipotești, unde e Tofan și cu Scolobiuc, la Plopeni, unde e Conachi, care e și coleg da, cu mine. Dacă ei au fost rugbiști o viață rugbiști. Întreagă și au avut... Acum, și Conachi mai pătrun și la Fântânele, la Bănești. Acum, recent, s-a desfășurat la Mitoc, unde Cristian Alexiuc, care a fost și jucător, și el și tatălui au fost jucători la CSM Suceava și au organizat un turneu, bine, cu sprijinul primăriei de acolo. Și... Au participat foarte multe echipe la Berchișești, duminică acum, turneul Viorel Lucaci, organizat de sportiv Andrei Barbaroi, care este și sportiv da. A clubului nostru, la Cornul Lunci, în foarte multe... Cu alte cuvinte, da. Ne-am răspândit bine cu rugby-ul la nivel de județ. Eu îndrăznesc să cred că încetul cu încetul o să înceapă să-și arate și roadele, pentru că în momentul de față barea de selecție e mult la copii, da? Da, da, da. Dar dintre aceștia putem să mâine pe mine bat la părțile primei echipe. Da, da, și bine, n-am neglijat Suceava, avem și aici, sigur că la licee, la școli generale organizăm turnee și diverse competiții de rugby în 15, de rugby în 7 și încercăm să atragem. Sigur, așa cum v-am spus și înainte de emisiune, nu toți vor ajunge să facă înaltă performanță, dar vor fi consumatori de rugby, își vor trimite copiii la rugby, vor vorbi frumos despre rugby sau despre sport și
poate că unii din ei vor ajunge oameni de afaceri, oameni politici și vor susține de pe poziția lor și sportul. Deci cumva rugby-ul, da. Ca să ne înțelegem așa, că e și ca un fel de boală, nu? Da, da. Adică dacă te-ai îmbolnăvit după aia... Bă... E greu, nu cred că există tratament. Nu, da, e de bine, pentru că vedeți dumneavoastră, nu de puține ori știți că sunt acele ziceri, nu, vis-a-vis de rugby, uite, un joc. Mie nu-mi place, prea mult sintagma aia. Pentru că nu-mi place asta mie. Nu. În schimb, ceea ce pot să spun e următorul lucru. Orice sport de echipă reușește să cizeleze și să rezolve niște probleme comportamentale ale indivizilor, e altceva când un cetățean este implicat într-un joc de echipă, înțelege ce are de făcut în anumite situații și lucrurile alea se pot transpune și în viața de zi cu zi. Da. Iar rugby-ul cred că e mai abitir decât multe alte sporturi. Da, bine, aici socializarea sau cum să spun? Nu, efortul în echipă, mă gândesc la asta. Respectul, unitatea, încrederea, suntem împreună, trăim aceleași momente, ne bucurăm sau suferim împreună la înfrângeri și suntem uniți și asta e esențial. Asta e esențial, să fim uniți, să fim prieteni, prieteni în teren, prieteni în afară, să fim uniți, ne respectăm și chiar și pe adversar, că nu. Da. Da. Da, da. Există respectul ăsta reciproc. Confruntarea este dură pe tot parcursul celor 80 de minute, dar după ce se termină, după fluierul meciul, final, ne gata. Ne dăm mâna, repriza a treia la noi este una specială. Da. Și totul se termină. Ani de zile, rugby Suceavan a fost prezent la nivelul primului eșalon. Da. 25 de ani. Bine, n-am avut continuitate 25 de ani, dar am promovat, am retrogradat. Cea mai lungă perioadă a fost în... anii 90, dacă nu știu, 1999, vă spun eu, că știu, da. Tot. Fără să am scris nicăieri. Am toată evidența acasă, dar din memorie, din 1999 până în 2010, 11 ani consecutiv și în perioada în care am reușit să învingem toate echipele din... Deci nu a fost una care să nu fi luat bătaie la noi. Toate au pierdut aici la Suceava. După aia, din 2010 a venit criza, probleme economice și... Deci acum suntem, cum ar veni, la nivelul ligii a doua. Da. N-aș zice că ăsta e un lucru rău, dar sunt convins că dacă ne-am îndreptat atenția puțin tel mai mult, nu cred că ne-ar trebui să aducem jucători în altă parte sau să facem cine știe ce pentru a accede în prima ligă. Cred că ne-ar trebui doar vreo 2-3 ani de continuitate să păstrăm ceea ce producem aici la nivel de județ. Păi. Anual cam câți sportivi pleacă? Nu știu, nu am o statistică, dar de la juniori, de la seniori, sau și mulți au abandonat. Dar ce spuneați dumneavoastră, că dacă am fi reușit să ne păstrăm, aveam echipă acolo în primele 5. Din primul eșalon? Da, din primul eșalon, fără probleme. Sunt foarte mulți jucători care au plecat la cluburi de Superligă din România, aproape peste tot. Baia Mare, Timișoara, Teaua, Dinamo. Mai puțin, Farul Constanța era să spun, dar nu mai există. Da. Farul, păcat, chiar când mi-amintesc, mă doare că un club ca Farul, fost campioana României, a dispărut, nu mai zic de Grivița, Sportul Studențesc sau CSM Sibiu, echipe care erau, dar vedeți cum e și la fotbal. Și... Din păcate trecem prin această perioadă destul de complicată. Pe data de 2 a debutat campionatul anul ăsta, după cum spuneam, nu a fost cu dreptul, dar povestim după 2 minute de publicitate cum a fost prima etapă din deplasare la Brâlad, nu? Da, da. Publicitate, revenim.